rând să mulțumesc președintelui Erdogan pentru invitația făcută și pentru inițiativa după 2011, când s-a semnat parteneriatul strategic între România și Turcia, să avem prima ședință de guvern comună. Asta arată interesul atât a României cât și a Turciei pentru o relație pe toate palierele și strategice și economice, pentru, de fapt, pentru o stabilitate pe regiune și pentru o securitate pe flancul estic și mai ales în Marea Neagră. Vreau să-i mulțumesc președintelui Erdogan, de asemenea, pentru decretul emis în ceea ce privește călătoriile românilor din viitoarea perioadă cu cartea de identitate și fără pașaport și de asemenea de deblocarea exporturilor de animale vii și de carcasă, atât ca și tranzit, cât și ca și piață de desfacere în Turcia. Am stabilit să avem un grup de lucru în ceea ce privește conectivitatea dintre România și Turcia, dar și dintre Asia și Caucaz și Europa, astfel încât se reconfirmă faptul că portul Constanța devine principalul port la Marea Neagră și o poartă de deschidere către Uniunea Europeană. Cu certitudine, în perioada următoare, vom avea mai multe proiecte comune, inclusiv în domeniul energetic, inclusiv în ceea ce privește conectivitatea și tranzitul de gaze pe coridoarele vertical și pe coridorul sudic. Vă rog, vă stau la dispoziție. Bună seara, domnule premier. Pentru că ați vorbit despre securitatea în regiune, domnul președinte Erdogan vorbea în discursul său, a adus în discuție contribuțiile semnificative ale Turciei la încheierea conflictelor, la asigurarea securității alimentare globale, de asemenea la navigația la Marea Neagră și este sigur că și România va avea astfel de contribuții semnificative. Întrebarea este ce așteptări are Turcia de la aliatul său România în acest subiect și aceeași întrebare și referitoare la lupta împotriva organizațiilor teroriste precum PKK și FETÖ, asta a spus domnul președinte Erdogan. România și Turcia nu sunt competitori. Sunt două state complementare. Și în ambele domenii, și ajutorul pentru Ucraina și, de exemplu, proiectul de deminare care va începe să funcționeze foarte curând între Turcia, România și Bulgaria, atât de important pentru Marea Neagră în contextul războiului din Ucraina și între serviciile secrete turce și serviciile secrete românești, există o relație de foarte mult timp, o relație de fond, nu una de formă. Așa cum a spus și președintele Erdogan, în primul și în primul rând în ceea ce privește terorismul. Mulțumesc. Bună ziua, Cătălina Mănuia, Antena 3 CNN. Domnule premier, românii vor putea călători într-adevăr fără pașaport de luna viitoare. S-a discutat însă și posibilitatea ca turcii care vin în România să aibă o facilitate atunci când intră în țară, să fie poate eliminate vizele pentru ei? Nu. Între timp s-a redus termenul pentru vize de călătorie în România și permisele de muncă. Deja domnul ministru de interne a încheiat un acord și cu ministrul de externe, astfel încât să ne încadrăm în 45 de zile de răspuns de acum încolo. România își dorește să ocupe funcția de secretar general al NATO. Au existat în discuția pe care ați avut-o cu președintele turc, a existat și această temă? Turcia ar putea să susțină? Nu am avut această discuție cu președintele Erdogan. Din câte știu, președintele Erdogan deja a făcut anunțul de susținere a domnului Rutte. În țară a fost publicată ordonanța privind majorările salariale cerute de bugetari. Am văzut acolo o majorare. A fost pusă în transparență.
Da, am văzut o majorare de 10% în două tranșe și de asemenea și alte prevederi, precum limitarea banilor pe care ar putea să-i primească bugetarii dacă lucrează cu ecrane, cu calculatoare și se limitează la suma de 500 de lei, dar statul cere în schimb un consult oftalmologic. Explicați-ne puțin. Nu, este o cerință europeană cu decontările pentru ochelari până în suma de 500 de lei. Iar restul, vorbim de majorări de 5% și 5% categoriilor care nu au primit, celor care au venituri foarte mici. Acești bani pentru ochelari au fost ceruți de magistrați. Mai sunt și alte categorii de bugetari care ar putea să primească 500 de lei pentru ochelari? Deci nu putem face legi pentru o anumită categorie. Doar că ne putem judeca între noi și ne putem da dreptate. Guvernul trebuie să acopere întreaga umbrelă. Guvernul își permite 500 de lei să fie decontați. Bună seara, domnule. Normal, un consult oftalmologic. Dacă n-ai nevoie, nu ții ochelari. Bună seara, domnule premier. Iulian Ionescu, Ecopolitic. În cadrul discuțiilor pe care le-ați avut astăzi, ați avut ca temă dumneavoastră sau delegația României participantă în Turcia o temă destul de importantă din punctul unora de vedere, retrocedarea sabiei lui Ștefan cel Mare. Pentru că au fost discuții, inclusiv premierul Erdogan a fost în România și a dat doar o copie. Sunt două copii. Okay. Una primită de fostul prim-ministru și făcute de același armurier. Lucrător, armurier. Da. Una este în biroul meu și una a fost primită de Adrian Năstase și donată la Pudna. Avem discuții pe acest subiect. Și la ce nivel credeți că... Avem discuții pe acest subiect. Bun. A doua întrebare. Am văzut că în delegația condusă de dumneavoastră este și fostul premier în calitate de consilier al dumneavoastră, domnul Ponta. Un proiect important al premierului, fostului premier Ponta, a fost construirea unei moschei la București. Ați avut discuții sau aveți discuții și pe această temă? Mi se pare că nu, n-am avut nicio discuție. Dar mi se pare că parcă domnul președinte Băsescu a stopat tot acest proiect. N-am avut aceste discuții. Mulțumesc. Dar știți că suntem una dintre cele mai tolerante țări. Chiar finanțarea era propusă de guvernul turc. Și este o abordare care am avut-o și eu sunt mândru de ea. Prin Secretariatul pentru Culte, prin faptul că avem, și ați văzut că atât comunitatea turcă, cât și comunitatea tătară au fost reprezentați azi la discuțiile cu președintele Erdogan prin cei doi parlamentari din Parlamentul României. Da, și au fost invocați. Avem 18 minorități în Parlamentul României și cred că e un fapt care ar trebui să ne mândrim. Faptul că suntem un stat tolerant și un popor tolerant. Dar vedeți o continuare a acestei discuții pe această... Nu am avut discuții. Ok, mulțumesc. În acest moment. Mulțumesc. Bună seara, Bogdan Bolojan, Deceniu și Știri Diaspora. Scuze, au venit și doamna ministru Gheorghiu și domnul ministru Tâlvăr, așa cum ați solicitat. Dacă s-au semnat atât de multe memorandumuri cu Turcia, v-aș întreba dacă România va avea pârghii suplimentare pentru a pune presiune pe constructorii turci de autostrăzi din România, care uneori mai întârzie lucrările sau nu livrează calitate. Va avea România pârghii suplimentare? Aveți dumneavoastră ceva concret? Sigur, este vorba despre lotul de autostradă A0, ultimul care trebuie inaugurat. Pârghile sunt îndreptate unor companii, că sunt turce, japoneze, românești, sau... Eu cred că respectarea legii, și aici domnul ministru al transporturilor, e foarte clar, unde există penalități la toate companiile, sunt afișate, dacă nu-ți faci treaba, știți foarte bine că e sistemul, dacă de două ori ai întârzieri, pe urmă nu mai poți participa la licitații, pârghi în plus. Legea este egală pentru toată lumea.
Seara, George Costiță, Europa Liberă. Domnule prim-ministru, din declarațiile de până acum, pare că dumneavoastră sunteți de acord cu livrarea unui sistem Patriot în Ucraina. Dar, dacă nu vă supărați, care declarație, dacă puteți să mi le detaliați? De la Digi24, cred. Da, vă rog. Ce anume am spus la Digi24? În afară de faptul că urmează să fie un CSAT, unde se va lua această decizie? Și că un sistem Patriot apără inclusiv din Ucraina, apără România. Eu nu am făcut această declarație, dacă nu vă supărați. Ok, mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Și încă o întrebare, ce se întâmplă cu legile apărării? Deocamdată e doar una pusă în dezbatere publică. Cred că niște legi atât de importante cum sunt legile apărării trebuie să treacă prin Parlamentul României, unde există dezbaterea parlamentară. Nu trebuie inițiate și nu trebuie trecute prin guvern, pentru că nici nu pot, de altfel. Rămâne pentru sesiunea parlamentară următoare. Ca și parlamentar, presupun că da. Mulțumesc. Andreea Gheorghe, Digi24. Aș reveni puțin la acea ordonanță privind creșterile salariale cu 10%. Angajații din muzee, bibliotecarii și cei din aparatul dumneavoastră de lucru spun că nu sunt de acord cu această majorare, care ar fi vrut de fapt mai mult. Ce aveți de gând să faceți? În acest moment, din ceea ce am stabilit împreună cu ministrul finanțelor, Guvernul României atât aș permite. Deci este varianta finală. Nu mai există loc de negocieri. Ea este pusă în transparență. Dar eu vă spun, Guvernul României, ceea ce mi-a transmis mie ministrul de finanțe, este că acest efort bugetar și-l poate permite România în acest moment. Și eu cred că de la începutul anului această abordare a fost una corectă și echilibrată. În aproximativ o lună ar fi trebuit să fie gata reorganizarea ministerelor, pe care ați și amânat-o cu jumătate de an, tocmai ca să aibă timp ministerele să facă acest lucru. Totuși, doar 8 din totalul de ministere s-au reorganizat. De ce vedem această întârziere? Unde sunt blocate? Sunt foarte multe în transparență. S-au coordonat cu doamna ministru a Justiției, astfel încât să nu vină toate avalanșe și atunci și acea amânare a fost tot în acest temei. Am avut discuția cu doamna ministru a Justiției, fiindcă trebuie totuși urmărite. Presupun că în perioada următoare, ca întotdeauna ca la noi românii, o să se facă pe ultima sută. Și aș fi vrut să vă întreb, pentru că dumneavoastră ați fost președinte al Camerei Deputaților, chiar astăzi doi parlamentari liberali s-au bătut, unul dintre ei l-a mușcat de nas pe celălalt, Dan Vâlceanu și Florin Roman. Cum vedeți astfel de acțiuni în Parlamentul României? Îmi pare bine că pe timpul meu nu s-au întâmplat astfel de cazuri. Vi se pare normal? Nu, e de cascadorii râsului. Mulțumesc. Bună ziua, Octavian Vasilescu, Euronews România. Domnule premier, se apropie alegerile. Vreau să vă întreb dacă vă temeți de o prezență scăzută la vot, pentru că până acum nu am văzut o campanie electorală foarte spectaculoasă și mulți oameni în continuare nu prea știu cine candidează, ce trebuie să voteze. Am să mă abțin la vreo glumă, că am mai făcut glume și au fost interpretate. Nu cunosc toate detaliile. Din statistici se arată că o să fie o prezență de în jur de 50%. Eu stau și vă întreb în schimb altceva. Dacă am fi avut doar europarlamentari, vă dați seama care era, ar fi fost prezența la alegeri? Ceea ce îmi confirmă că decizia de a fi alegerile comasate a fost una corectă. Și o întrebare pentru doamna ministru a Justiției. Legat de cazul de la 2 mai, judecătoarea ar putea să fie mutată la Constanța. Ce se întâmplă în continuare cu acest proces? Ar putea fi reluat de la zero? După cum știți, competențele Ministrului Justiției nu implică deloc dosarele de pe rolul curților, instanțelor din România, nici măcar al instanței de la Mangalia. Am luat act de solicitarea de transfer, aprobată de secția de judecători astăzi. Ca atare vom vedea ce va decide mai departe instanța de la Mangalia cu privire la procesul în curs. Nu-mi cereți să mă pronunț pe dosare, însă, din punctul meu de vedere, este o ușurare că această procedură își va urma cursul fără judecătoarea care a creat atâta emoție negativă în spațiu public. Și mă bucur că există o solicitare de transfer aprobată de secția de judecători a CSM. Și o întrebare pe un alt subiect. Am văzut că recent a fost respinsă cererea de extrădare pentru Paul al României. Ce se întâmplă în continuare în acest caz?
Este o primă fază, așa cum știți, solicitările cu privire la extrădarea diversilor fugari suportă căi de atac. În această situație, sper că Procuratura din Malta, așa cum a obișnuit și în alte spețe, nu doar legate de fugari români, sper să-și exercite calea de atac și acest lucru se poate întâmpla în 3 zile de la pronunțarea hotărârii din fond. În plus, ca informație pe care pot să vă dau și care cred că a fost de foarte bun augur din partea statului român, prin instanța de executare, Curtea de Apel Brașov, am formulat o acțiune la Curtea de Justiție a Uniunii Europene în care cerem lămuriri pornind de la soluția care s-a dat în cazul așa zisului prinț Paul în Franța. De ce? Pentru că noi considerăm că este o intervenție în substanța dosarului, o rejudecare practică a acestui dosar, motiv pentru care așteptăm lămuriri de la CJUE. Pe de altă parte, cred că în genul acesta de dosare e bine ca CJUE să lămurească dacă statul care își solicită fugarul înapoi poate să se apere în instanța din statul în care fugarul se află. Mai exact, de foarte multe ori dumneavoastră ne întrebați despre termene, despre detaliile din dosarele fugarilor aflate pe rolul diverselor țări europene sau în afara Europei. Eu ca ministru, ca minister, ca stat român sunt în imposibilitatea să particip la acea judecată, nu sunt parte în dosarul respectiv, de aceea și apărările mele sunt în limita solicitărilor pe care statul respectiv ni le face, în speță condițiile din penitenciare, condiții ale sistemului medical din sistem penitenciar. Mi-aș dori ca CJUE să ne lămurească cu privire la acest aspect, dacă putem, la un moment dat, să facem apărări în dosarele cu fugari. Îl informam și pe premier zilele trecute, anul acesta, suntem cu un record în privința fugarilor. În primele 4 luni de zile avem 300 de fugari aduși în țară, fără niciun refuz definitiv legat de vreun fugar. Că vorbim de Italia, că vorbim de Marea Britanie, de Spania sau alte state care ne livrează mulți fugari, repet, sunt 0 refuz legat de întoarcerea fugarilor în țară. Această situație din Malta este prima întâmplare din acest an. În fond, sperăm ca în calea de atac să reușim să convingem instanța malteză că argumentele noastre stau în picioare și că nu este încălcat niciun drept al fugarului dacă va executa pedeapsa în sistemul penitenciar, mai ales că vorbim de un dosar în care prejudiciul este de aproape 10 milioane de euro, un prejudiciu pe care statul român îl simte. Mulțumesc! Bună ziua, doamna ministru, o întrebare, vă rog. La începutul anului, Ionuț Costea a fost localizat în Turcia și o lună mai târziu vă spuneați că va fi extrădat rapid. Aș vrea să vă întreb în ce stadiu este acest proces de extrădare. Am discutat astăzi cu ministrul de justiție din Turcia despre mai multe subiecte. Prioritățile comune au fost legate de digitalizarea sistemului judiciar, dânsii au mai multe proiecte de dezvoltare, de modernizare a sistemului de justiție privitor la dimensiunea digitalizare. România, la fel, știți că a luat destul de mulți bani din PNRR pentru dosarul electronic. Partea de digitalizare este o prioritate esențială pentru că oferă acces așa cum trebuie al cetățeanului la actul de justiție. În al doilea rând am discutat de sistemele penitenciare, atât din Turcia cât și din România, de modalitatea în care încercăm să investim în instanțe. Iar subiectul extrădări a fost de asemenea pe agendă. Sunt solicitări venite și din partea turcă către statul român, sunt anumite solicitări venite și din partea noastră, venite către statul turc. În speță avem cazuri, așa cum menționați dumneavoastră, cazul Costea, care sunt nume sonore, dar avem cetățeni care săvârșesc infracțiuni, sunt condamnați în România, pleacă inclusiv pe teritoriul Turciei și pe care încercăm să-i recuperăm, pentru că pentru noi fugarii nu se împart în nume sonore și nume mai puțin sonore, se împart în sau constituie o singură categorie de oameni care trebuie recuperați să-și execute pedeapsa în sistem penitenciar. În cazul în care reușim să ducem mai departe această procedură, vă voi ține la curent. La momentul acesta
Procedura este în curs de derulare. Este o informație pe care partea turcă ne-a furnizat-o, nu este un element de noutate. Din momentul în care statul român face solicitarea de extrădare, continuă procedura. În momentul în care vom avea din partea domnilor lor informații suplimentare, le vom aduce la cunoștință în spațiul public. Dar știți de ce durează atâtea luni? Pentru că în momentul de față nu vedem niciun progres. Dumneavoastră v-a fost comunicat un progres în această speță? Momentan nu există un progres. Așteptăm să vedem în ce măsură lucrurile vor evolua în direcția pe care ne-o dorim, ca în cazul fiecărui alt fugar. În condițiile în care vom vedea pașii suplimentari făcuți, vă asigur că voi da toate informațiile atât instituțiilor din România, cât și presei. Vă mulțumesc tare mult! Bună seara, Cristi Popovici de la Observator Antena 1. Ca vicepreședinte PNL, cum comentați ce s-a întâmplat astăzi în Parlament între colegii dumneavoastră? Și dacă vor exista măsuri împotriva celor doi sau împotriva domnului Vâlceanu? Nici nu știu în ce calitate să vă comentez mai repede un act de violență. În calitate de femeie care a făcut ani de zile pledoaria antiviolență și a încercat să îmbunătățească legislația în Parlament prin instituirea acelui ordin de protecție, prin extinderea termenului pentru ordinul de protecție, prin monitorizarea electronică pentru victimele violenței domestice sau ca ministru al justiției, când împreună cu Guvernul României am reușit un proiect care din punctul meu de vedere este extraordinar pentru diminuarea fenomenului violenței în general. Guvernul României împreună cu Parlamentul au lucrat pentru adoptarea extinderii ordinului de protecție la orice tip de agresor și la orice faptă de violență, indiferent că este una fizică sau în mediul online, că vorbim de hărțuire sau că vorbim de jigniri. Din acest punct de vedere, pentru mine, orice persoană care agresează este de condamnat. Că vorbim de un membru al familiei, că vorbim de un membru al Parlamentului, că vorbim de un bărbat sau de o femeie. Este de condamnat faptul că acest lucru se întâmplă în interiorul Parlamentului, pentru că are de suferit imaginea, credibilitatea întregii clase politice și a instituției numite Parlamentul României. E cea mai cruntă pedeapsă pe care o primești este în ochii electoratului, pentru că imaginile de astăzi ne-au costat pe noi toți destul de scump și sper eu ca viitorul să ne asigure nu doar de scuzele celor care sunt autorii acestui incident, dar sper eu să ajungem să eliminăm genul acesta de personaj care agresează în spațiu public, care agresează în spațiul privat și așa mai departe. Dacă mai aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Dacă nu, o să-mi permiteți să mă retrag. Pentru domnul prim-ministru. Vă mulțumesc. Da, am o întrebare pentru domnul ministru apărării și după aia dumneavoastră de încheiere. Eu vreau să vă întreb, domnul ministru, despre bruiajul rușilor. A fost și acel raport al Ministerului de Externe că au intrat cu bruiajul foarte mult și există un pericol pentru partea de est a României. Răspundem în vreun fel acestui atac hibrid venit din partea Rusiei, afectează cumva navele, aerian și așa mai departe. Cum comentăm situația? Evident, astfel de acțiuni pun în sistem de atenție pe cei care sunt obligați și care au posibilitatea să monitorizeze astfel de incidente. Evident, cel mai mult are de suferit navigația maritimă, motiv pentru care și astăzi în discuțiile pe care le-am avut cu domnul Güler, ministrul apărării din Turcia, componenta de siguranță în ceea ce privește navigația pe Marea Neagră a ocupat un loc important pe agendă. În acest sens vreau să vă spun că ne dorim și probabil că în iulie MCM-ul, inițiativa de deminare pe Marea Neagră, va deveni operațională. Discuțiile pe acest proiect sunt mai mult decât avansate, suntem la nivel de detalii tehnice și tot astăzi, ca urmare a propunerii pe care am avut-o din partea Turciei cu ceva vreme în urmă, am comunicat faptul că cel de-al doilea vânător de mine care va intra în dotarea Armatei României
se va opri pentru o perioadă pentru pregătire și pentru integrarea în acest format, mă refer la MCM. Deci, ca să revin la prima parte a întrebării, evident că ne preocupă, evident că nu ne dorim așa ceva și monitorizăm, dar este felul în care Rusia se comportă în regiune, nu de acum, ci de mai multă vreme. E vorba de nava care vine de la britanici, nu? Da. Da, okay, sunteți bine informați. Și dar, va rămâne la Turci pentru antrenament? Va rămâne la Turci pentru pregătire ca să funcționăm în sistem integrat, întrucât și la nivel NATO, dar și din punct de vedere bilateral. Și aici am avut ocazia să mulțumesc omologului meu pentru faptul că Turcia a asigurat pentru o perioadă de 4 luni, cred, serviciul de poliție aeriană în România. Lucrul acesta a fost subliniat și de premier în discuția pe care am avut-o în cadrul ședinței comune de guvern și a fost confirmat și de către președintele Turciei. În acest context vom continua cooperarea și sunt multe lucruri care duc la interoperabilitate, pentru că acesta este un cuvânt cheie în ceea ce privește cooperarea dintre noi. Tot în regiunea Mării Negre ne dorim, așa cum și dumneavoastră cred că ați relatat de mai multe ori, ca România împreună cu Turcia și cu Bulgaria, după ce au creat acest format care este un format deschis, și aici simt nevoia să vă spun că format deschis înseamnă că și alți parteneri NATO pot intra în această inițiativă, să facă ceea ce trebuie, pentru că este o realitate. Faptul că o să mai fie o perioadă în care probabil că incidente cu mine sau mine care să poată fi văzute plutind pe Marea Neagră să existe, motiv pentru care e bine să lucrul acesta să ne prindă pregătiți și facem eforturile care se așteaptă de la noi. Domnule ministru, aș fi vrut să vă întreb ceva mai concret. Care au fost discuțiile în sectorul apărării? Discuții pe care le-ați avut aici cu oficialii de la Ankara. Am putea să cumpărăm și alte echipamente de aici, poate alte drone? Vă mulțumesc pentru întrebare, pentru că îmi dă posibilitatea să vă spun că nu este un început de drum. Probabil că dumneavoastră ați remarcat și m-aș bucura să cred că acest lucru s-a întâmplat. Împreună cu ministrul apărării din Turcia, suntem la cea de-a 5-a întâlnire, cred, ceea ce duce, zic eu, în sine duce la concluzia că relația, cel puțin pe componenta militară, este o relație care merge bine și care este ascendentă. Vreau să vă spun că, din punct de vedere militar, există și componenta în format NATO, Turcia fiind una din armatele importante, cea de-a doua ca pondere în NATO, dar și în format bilateral și nu numai. Îmi face plăcere să vă aduc aminte că și Turcia a sprijinit alături de alte țări acceptarea Moldovei într-un format regional, care se numește SEDM, și anume South European Defense Minister, format care a permis și Moldovei să devină membru cu drepturi depline, ținând seama de faptul că România face o activitate de advocacy pentru Moldova nu de puțină vreme. Deci, din punct de vedere militar, politic, lucrurile stau așa, din punct de vedere al cooperării militare, tocmai v-am spus despre poliția, de serviciul de poliție militară pe care colegii noștri turci au făcut-o și aici vreau să subliniez faptul că România primește sprijin pentru acest gen de activități, dar la rândul ei România oferă sprijin în alte regiuni, așa este filozofia NATO și așa sunt planurile regionale. România făcând servicii de poliție aeriană pe Baltica, simultan cu alți colegi care au făcut servicii de poliție aeriană în România. Ca să merg mai departe, din punct de vedere al cooperării militare, nu trebuie să uităm de numărul mare de exerciții comune la care au participat și militari turci și militari români și din punct de vedere al înzestrării, după cum știți și cred că lucrul acesta a apărut și în discuțiile și în declarațiile finale ale celor doi lideri astăzi, există programe de înzestrare în desfășurare. Evident că România are nevoie de capabilități militare, dar procedurile pe care noi le avem în vedere sunt și proceduri concurențiale, așa că nu excludem pe nimeni și nu favorizăm pe nimeni. Considerăm însă că Turcia este un partener care poate cu optimism să dorească să participe la programe de integrare de înzestrare a României. Deci ar putea România să încheie în perioada următoare noi contracte privind înzestrarea armatei, echipamente pe care să le... Categoric, dacă definim mai întâi perioada următoare, atunci răspunsul este mai ușor de dat. Așa cum v-am spus, există această posibilitate, cred că la momentul de față, dacă nu vă informez greșit, sunt în jur de 60 de proceduri de achiziție pe care Armata României le desfășoară, motiv pentru care, fiind un proces deschis, evident că se pot înscrie și alți doritori. Vă rog.
Bună seara, domnule premier, mai am o întrebare pentru Vă mulțumesc frumos pentru întrebările pe care mi le-ați adresat mie. Mădălina Chițu, Televiziunea Română. Domnule premier, în scurt timp se va mări din nou salariul minim pe economie și vreau să ne dați mai multe detalii despre deducerea de 10%. Renunțați la ea sau nu renunțați la ea? Care sunt discuțiile în momentul de față cu patronatele? Cred că acest lucru o să-l facem după ce avem discuția cu partenerii sociali, atât cu patronatele cât și cu sindicat. E o formă, în primul rând, și de respect. Atât de patronate cât și de sindicate, întâi să avem această discuție în interior. Dar bugetul României își permite renunțarea la această deducere? Haideți să avem această discuție. Vă mulțumesc. Ce vă mulțumesc? Întrebare scurtă, dacă dumneavoastră sunteți de acord sau nu să dăm sistem Patriot Ucrainei, da sau nu? După ședința CSAT, sunt ferm convins că vă vom răspunde ce hotărâre am luat. Când ar putea să aibă loc ședința CSAT? Pentru că au trecut aproape două săptămâni de când președintele Klaus Iohannis a vorbit despre acest Urmează lucru. Să se stabilesc acest lucru și sigur veți fi informați. Mulțumim mult, o zi bună! Mulțumim și noi! Hai! Mulțumim.